Duminică, 13 noiembrie 1916. De la ora 8 de dimineață ne aflăm în curtea comandamentului de la Casa Școalelor. Stăm gata de plecare. Mai bine de 200 de cercetași urmează să plece în acest grup. Alții pleacă cu formațiile civile, militare sau de Cruce Roșie la care sunt repartizați. La grupul nostru din București s-au adăugat cercetași din alte localități, pe care încă nu-i cunosc. Unii sunt veniți în capitală mai demult. Cum ei nu s-au mai putut întoarce acasă, în orașele lor, acum evacuate, nu mai pot pleca împreună cu cohortele lor. Câteva rude, mame, surori, verișoare, veniseră să asiste la plecarea noastră, să și-a rămas bun și să ne mai dea câte un sfat. Plecăm în necunoscut, deși toată lumea vorbește că plecarea noastră nu poate fi decât de scurtă durată. Prevăzătoare ca întotdeauna, mama îmi dădu, chiar în momentul plecării, o geantă mică de piele, ce conținea 200 de lei. Sora mea, Lucia, unde deși și ea un păhărel de aluminiu pliant, pus într-un frumos toc de piele. Cum buzunare de la manta erau foarte încăpătoare, mai învisesem la fund și o pereche nouă de mănuși de lână, făcute în casă, mănuși care, după cum îmi spusese mama, o să-mi prindă bine la iarnă. De-abia spre ora prânzului am plecat. Dar nici nu apucarea să pornim, când un poștaș aduce telegram urgent. Domnul Constantin Edecu, comandant al detașamentului și de curând numit comandant al cohortei cu stărul Bucur, lua o telegramă, o citi, o băgă în buzunar, apoi dă-te semnalul de plecare. Am răsuflat ușurați. Credeam că a venit un ordin de contramandare a plecării și că vă face fiecare care întoarță la casele lui. Dar n-a fost așa. Și am pornit la drum, portând în spate, ca niște merceriași, câte un rucsac, casa noastră, cu toate cele de trebuință pentru un drum lung și poate, cine știe, plin de surprize. Mergeam de puțin soțiți de cele câteva rude care veniseră să ne conducă. Câte un rar trecător ne întreba unde mergem. Oamenii aflau că plecam spre Moldova, fără însă să pară alarmați. Nici nu era încă vorba de o evacuare a orașului. Lumea era calmă. O primă oprire de 10 minute am făcut-o la șosea, după bufetul arhitectului Mincu. O haltă de ajustare, mai mare, am făcut-o la Băneasa, după trecerea podului. De aici ne-am luat rămas bun de la București și de la rudele noastre, care ne-au însoțit până acolo. La revedere, pe curând, au fost ultimele cuvinte și ne-am așternut drumului. La început am mers în coloană de marș și mai apoi în șir pe marginea șoselei. Eu, echipat cel mai greu, cu mantaua mea militară și cu ceva mai mult bagaj decât alții, închideam detașamentul. Mergeam, totuși, cu pas ușor și nu aveam niciun fel de grijă. Deschidem o serie legată de cartea Eroi la 16 ani a profesorului Alexandru Daia, cu ocazia centenarului Marii Uniri. Vom avea o discuție legată de capitolul Plecăm în Pribegie, capitol citit anterior. În primul rând, de ce eroi, de ce la 16 ani? Autorul era licean atunci, avea 16 ani și sunt eroi pentru că au trebuit să-și lasă în spate familiile, prietenii. Voi ce spuneți de chestia asta? Cum vi se pare? Ați putea să lăsați totul în urmă și să plecați să vă ajutați țara? Da, pentru că este datoria noastră față de țară. Eu nu cred, deoarece în trecut oamenii erau mult mai pregătiți pentru un război decât în zilele noastre. Ce părere aveți despre faptul că în prim planul evenimentelor relatate în carte erau cercetașii și nu cercetașele? Eu cred că deși carte ce mi-au cerut de personaje erau băieți, n-ar trebui să uităm de cazuri particulare precum cele ale Cateriei Teodorovici. Da, dar în trecut femeile erau mai puțin emancipate ca în prezent. Eu zic să trecem puțin prin principiile care guvernează viața unui cercetaș pentru a înțelege mai bine contextul plecării cercetașilor. Patriotism, credință, loialitate, întreajutorare, ocrotire, cumpătare, ascultare, curaj, ambiție și respect. Cum facem legătura între epopeea cercetașilor de acum 100 de ani și legea cercetașului? Păi, cercetașii de acum 100 de ani respectau aceleși principii pe care le respectăm și noi în zilele de azi. De ce este important să ne aducem aminte de sacrificiul eroilor de acum 100 de ani? Cred că foarte puțină lume știe că cercetașii și-au adus și ei contribuția în spatele frontului în efortul românilor din primul război mondial și cu siguranță fiecare dintre noi a avut strămoși care și-au dat viața și-au luptat pentru soarta noastră, așa că ar trebui să fim recunoscători pentru sacrificiul fiecăruia dintre ei. Fiind spuse, ne revedem la următoarele episoade din cartea Eroi la 16 ani, iar până atunci, cercetați și tradiționali sunt Garot!